La Jocurile Europene de la Minsk din perioada 21-30 iunie vor participa la disciplina sambo și patru sportivi de la Steaua, care zilele trecute trudeau în sala de antrenamente din cadrul Complexului Olimpic Sinei 2000 din Izvorani. Lorena Podelenski va lupta la categoria 70 de kilograme, în timp ce Diana Kovac va concura la 52 de kilograme și se gândește chiar la medalia de aur. Până acum pregătirea a decurs destul de bine, sunt foarte mulțumită de mine, de asta sunt și aici. Privind celelalte concursuri și așa de până acum, nu pot să zic că am fost în formă, dar am zis că o să dau ce e mai bun la Jocurile de la Minsk. Acum, bineînțeles că tind spre cât mai sus, îmi doresc să ies campioană, dar mă mulțumesc cu orice medale, cam acesta este obiectivul meu. Cu ce este mai deosebit sambo? Este un sport destul de complex, adică foarte complex, chiar dacă nu este cunoscut la noi în țară. Sperăm să ajungă în curând chiar și olimpic. Implică orice fel de luptă, adică de la sol în picioare și forță și tehnică, este foarte complex. Sambo, artă marțială de origine rusească, o combinație de judo și lupte, își dorește foarte mult să pătrundă în marea familie a sporturilor olimpice până în 2024. O veste foarte bună și pentru Clubul Sportiv al Armatei, că vom participa și la Jocurile Mondiale Militare și sperăm că vom avea posibilitatea de a participa în 2024 la Paris. Ca sport demonstrativ, plecăm cu șanse mari și Soche și Podelenski, Râmă și Kovaci au șanse la medalii. Bineînțeles, o să mergem și pe ideea tragerii la sorți, la o tragere bună și favorabilă pentru sportivii noștri de la Steaua, șansa la medalie este mare. La fiecare campionat european mondial avem obiective, cel puțin o medalie. Anul ăsta, ținând cont că pentru sambo este un an mai important prin participarea la Jocurile Europei. Am avut până acum campionate europene de juniori și tineret, unde am cucerit o medalie de bronz. La campionatele europene de seniori am cucerit o medalie prin Boderlău Cristian. Pregătirea a decurs bine. Să vedem ce mai avem de reglat, de pus la punct pentru a ataca o medalie la Jocurile Europene Minsk. La masculin, Laszlo Sioche și Gabriel Râmă sunt hotărâți să urce și ei pe podium la categoriile 68 și respectiv 52 de kilograme. Care este obiectivul tău la această competiție? Să fiu clasat pe podium, locul 1-3, și sper că o să iau un rezultat frumos. Ce gen de sportiv ești? Eu zic că sunt mai tehnic decât pe forță, mă mișc mai mult. Am și forță, dar am mai multă forță specifică decât forța aia brută ca și cum au rușii, nu mă pot compara cu ei. Eu sunt mai mult pe tehnică și pe rezistență. Mă descurc mai bine în picioare, dar nu am treabă nici la sol. Mă descurc. Care este atul tău, procedeul tău care te scoate din încurcătură? Am un procedeu, îi zic El Salvatore, îi zic mereu, coach Makikomi. E agățarea piciorului din interior. În prima parte a anului a fost foarte grea pregătirea, încă și acum este pe ultima 100 de metri înainte de jocuri, dar tind să cred că se poate și mai mult. Sper să fac o figură cât mai frumoasă și cu ajutorul bunului Dumnezeu sper să iau o medalie. Ce te motivează la 41 de ani să fii în continuare pe saltea și în formă? Îmi place foarte mult sportul. Cred că asta mă motivează și cu ajutorul soției care m-a susținut. Eu sper să fac cât mai mult. La Jocurile Europene, România participă cu 123 de sportivi, dintre care 26 de la Steaua, care vor concura la 9 sporturi.